În ciuda faptului că încă din data de 8 august 2013, Ministerul Finanțelor Publice a emis un comunicat prin care dezmințea informațiile apărute în presă, potrivit cărora, în urma acordului cu FMI, ar urma să crească fiscalitatea pentru PFA-uri și drepturi de autor, o parte din mass media continuă să dezinformeze opinia publică. Angajamentele din acordul cu Fondul Monetar Internațional apar sub formă de acțiuni prioritare, criterii structurale și ținte indicative, toate acestea având termene precise de implementare. În aceste condiții, Ministerul Finanțelor Publice infirmă încă o dată zvonurile complet nefondate privind existența unor măsuri concrete prin care ar crește fiscalitatea pentru PFA-uri și drepturi de autor, se menționează într-un comunicat al ministerului de resort. La rândul său, ministrul delegat pentru buget, Liviu Voina, a întărit faptul că fiscalitatea nu va crește nici pentru PFA-uri și nici pentru drepturile de autor. Nu crește fiscalitatea pentru PFA-uri și drepturi de autor nici de mâine, nici de la 1 ianuarie 2014. Nu crește fiscalitatea, nici contribuțiile, nici alte taxe. De câte ori trebuie să repetăm această informație pentru a rămâne la opinia publică? În scrisoarea de intenție nu există niciun angajament al guvernului de a crește fiscalitatea pentru aceste categorii de venituri, a afirmat Voina. Și la începutul lunii august, ministrul delegat pentru buget a afirmat că regimul fiscal din România nu se modifică, iar taxele și impozitele nu cresc în urma semnării acordului cu FMI. Noul acord cu FMI nu prevede majorarea sau apariția de noi taxe sau impozite. Am senzația că s-a intrat într-o campanie care se încearcă să se acrediteze ideea că în România se schimbă regimul fiscal și cresc taxele și impozitele. Nici vorbă. Se modifică și se introduc câteva accize pentru alcool și pentru produsele de lux, a spus atunci Voina. Potrivit Ministerului Finanțelor Publice, finalizarea negocierilor cu partenerii internaționali și întocmirea proiectului scrisorii de intenție și a celui privind memorandumul de politici economice și financiare reprezintă un succes al României pe linia menținerii încrederii mediilor financiare internaționale și a investitorilor străini în politicile macroeconomice ale guvernului. Proiectele scrisorii de intenție și respectiv ale memorandumului nu sunt încă documente publice. În consecință, materialele pe această temă, care se vehiculează în presă, nu provin din surse oficiale și nu pot fi confirmate înainte de aprobarea lor de autoritățile române, Bordul FMI. Suntem în măsură să infirmăm însă existența unor măsuri concrete prin care ar crește fiscalitatea pentru PFA-uri și drepturi de autor sau creșterea contribuțiilor de asigurări de sănătate pentru persoanele cu venituri mari care au în întreținere membrii ai familiei care nu contribuie la sistemul de asigurări de sănătate, așa cum s-a vehiculat recent în mass media. Guvernul își propune în schimb identificarea unor soluții în scopul reducerii poverii impozitării muncii, a reiterat Ministerul Finanțelor Publice.